Hello people, how do you do? Astăzi aș vrea să vorbim despre o chestiune foarte importantă, despre care mi-ați cerut să vorbesc în nenumărate mesaje pe Facebook și pe Instagram și față în față și așa mai departe, respectiv ce ar trebui să știi înainte să rămâi însărcinată. Și astăzi aș vrea să vă vorbesc așa ca unei prietene sau ca unor prieteni, cum fac de obicei, și n-aș vrea să vă dau sfaturi din alea de genul, băi, lasă-te de fumat sau ai grijă la cafeină sau ai grijă ce mănânci, pentru că lucrurile astea cred că sunt cumva de la sine de înțeles că fumatul, consumul de băuturi alcoolice sau de droguri fac rău în general, cu precădere în sarcină. Deci nu o să vorbesc despre chestia asta, pentru că treaba asta o știți deja. Aș vrea să vă spun niște lucruri pe care eu aș fi vrut să le știu. Nu sunt niște lucruri extraordinare, sunt niște lucruri destul de simple la care nu te gândești în momentele respective. E important de spus despre mine, în schimb, că eu nu am plănuit să rămân însărcinată. Adică da, eu și Adi ne doream să facem un copil împreună. Matei a apărut într-un moment foarte spontan și nu am stat ca alte prietene sau ca alte cunoștințe ca timp de un an de zile să fac detoxifiere, să merg la sală, să iau acid folic, să mă las de fumat, să etc. Noi pur și simplu aveam aceste discuții despre cum ne-am dorit să facem un copil și dacă vreți să vedeți mai mult din povestea asta, o să las undeva pe aici Q&A-ul pe care l-am făcut noi despre apariția copiilor. Motiv pentru care eu personal nu am respectat o mare parte din acești pași pe care urmează să vi spun vouă, tocmai de asta mi-aș fi dorit ca atunci când eu am rămas însărcinată sau când vorbeam și mă gândeam că mi-aș dori să am un copil, să fi avut pe cineva care să poarte aceste discuții cu mine, pentru că n-am știut și am plonjat cumva în treaba asta cu sarcina, fără vestă pe mine, dacă permiteți o metaforă. Primul lucru, primul sfat pe care l-am este să mergeți să vă faceți un set de analize. De ce spun asta? Pentru că s-ar putea să vă confruntați cu anumite infecții în corp, de exemplu, de care voi nu știți. Poate să fie nu mă refer la chestiuni foarte complicate, poate să fie o infecție la măsea sau poate să fie orice, o infecție banală. Și spun asta pentru că pe perioada sarcinii, foarte, foarte multe medicamente sunt interzise și atunci îți este mult mai greu să tratezi o infecție de măsea sau infecție urinară sau orice altă infecție, că în momentul ăsta nu mai vine nimic în cap, pe perioada sarcinii, când există atât de multe restricții în ceea ce privește medicamentele. Tot la aceeași categorie intră mersul la stomatolog, pentru că sarcina suge din tine tot ce e mai bun și pentru că sarcina va reține o mare parte din nutrienții care ți intră ție în corp ca femeie, ți se vor deteriora dinții și gingiile. Deteriorarea gingiilor este o chestie super normală și naturală în sarcină, asta doar dacă nu ai un aport suficient de nutrienți, calciu, vitamine și așa mai departe. Deci cel mai bine ar fi ce am făcut eu oarecum, pentru că asta este o altă poveste, eu am purtat aparat dentar o perioadă de un an și două luni, m-am dus la stomatolog, mi-am făcut extracțiile și curățarea și tot ce trebuie, mi-am reparat carile din partea de sus a gurii, mi-am pus aparat dentar sus și când să-mi pun și aparat dentar jos, am rămas însărcinată. Motiv pentru care n-am mai apucat să mai fac și partea a doua. Mă rog, long story short, când am vrut să-mi pun și jos aparat dentar, am rămas din nou însărcinată și iarăși n-am mai avut voie alte medicamente și alte intervenții. Deci ar fi bine să mergeți la stomatolog să vă reparați foarte bine dinții, să nu aveți probleme dacă plănuiți să rămâneți însărcinate. Ar fi bine să faceți un detartraj, trebuie să aveți un pic mai multă grijă la igienă și la dinți în general, pentru că anesteziile sunt interzise în perioada sarcinii, sunt foarte periculoase. Mă rog, eu nu sunt medic, știți foarte bine asta, probabil că sunt anumite situații în care se fac excepții, habar n-am, nu vreau să intru în detalii, dar din experiențele mele din cele două sarcini știu că nu e bine să iei anumite medicamente și să faci anestezii în timpul sarcinii, pentru că afectează lucrurile și mai bine să nu riști. Deci cel mai bine, fă-ți dinții să fie totul super ok și să n-ai nicio problemă cu sănătatea ta, nicio infecție în corp, nicio chestie de care nu știi înainte să rămâi însărcinată. De asemenea, tot în perioada sarcinii nu este bine să faci radiografii. Asta intră tot la aceeași categorie, la acele investigații și analize medicale pe care ar fi bine să le faci înainte să rămâi însărcinată. Din alt punct de vedere, e foarte bine să iei acid folic. Dacă ți-ai propus, de exemplu, ca anul ăsta sau, nu știu, în viitor apropiat să rămâi însărcinată, ar fi foarte bine să începi să iei niște pastiluțe de acid folic care nu fac absolut nimic rău, ba din contră, o să te ajute mult mai bine, să te regleze, ne pregătesc corpul pentru o sarcină. Deci este un lucru foarte, foarte important. Eu, de exemplu, nu m-am pregătit în momentul
în care am rămas însărcinată, v-am spus, s-a întâmplat. Efectiv, n-am plănuit, deci nu pot să spun că am luat acid folic înainte, pentru că it just happened. Mă rog, următorul lucru de care ar trebui să țineți cont și ce ar trebui să știți înainte să rămâneți însărcinate este legat tot de partea cu sănătatea, dacă aveți animale de companie. Probabil că de-a lungul vieții ați auzit de o grămadă de persoane care în momentul în care au rămas însărcinate sau au născut, au scăpat de animalele de companie. Eu vă zic sincer că în cazul nostru nu a fost deloc așa, ba din contră, noi ne-am mai luat între timp animale de companie și probabil că o să ne mai și luăm. Adică vă dau un exemplu, noi din păcate nu mai avem, dar am avut pentru o perioadă destul de lungă de timp prepelițe, porumbei, iepuri, câini și momentan atât. În momentul ăsta mai avem doar câini și iepuri pentru că porumbei au pățit un accident, respectiv au fost mâncați de câini săraci. That's so fucking sad, dar mi se pare și amuzant în același timp. În fine, există ceea ce poate ați auzit deja, se numește toxoplasma. Toxoplasma care e de două feluri, poate chiar de mai multe feluri, nu știu, nu sunt studentă la medicină, nu vreau să mă dau deșteaptă, nu e cazul. Dar toxoplasmoza este o infecție, un parazit pe care noi îl luăm de la pisici. În contact cu fecalele lor, cu saliva lor, pentru că ei se ling la curș, după aia ne pupă pe noi și așa mai departe, putem să luăm un anumit parazit. Dacă luăm acel parazit înainte, nu știu, de exemplu eu, pentru că am fost cat lady o mare parte din viața mea până acum vreo 3 ani, am avut o grămadă de pisici, m-am infectat, cum s-ar zice, cu toxoplasma, am dezvoltat anticorpi. Deci n-am absolut nicio problemă. Motiv pentru care în momentul în care am rămas însărcinată și mi-am făcut analizele respective, erau prezenți acolo acei anticorpi pentru toxoplasmoza asta, practic. Dacă aveți în momentul ăsta pisici sau câini, cel mai bine ar fi să mergeți, în cazul în care, repet, intenționați să rămâneți însărcinate, să mergeți să faceți niște analize, să vă asigurați că ați dezvoltat anticorpii necesari. Pentru că dacă sunteți însărcinate și intrați atunci în contact cu pisică sau câine și dobândiți acest parazit, e mai nasol. Complicațiile sunt destul de urâțele, se poate transmite la copil, mă rog, nu vreau să vă bag în paranoia și în sperieți, dar ideea principală este că nu trebuie să vă faceți grijă în momentul în care rămâneți însărcinate și să renunțați la animale dacă le aveți de mai mult timp și corpul vostru a dezvoltat anticorpii respectiv. N-aveți absolut nicio problemă dacă rămâneți însărcinate acum și aveți deja pisică. Deja, cred că ajung să repet ideile, e târziu, e 11 noaptea, mă rog, înțelegeți voi despre ce e vorba. Următoarea chestie despre care aș vrea să vă spun este să vă asigurați cumva din punct de vedere financiar. Unde lucrați în momentul ăsta? Adică voi vreți să aveți un copil. Dar gândiți-vă că indemnizația este de 85% din venitul vostru. Am vorbit deja despre asta într-un alt video. Dacă te gândești că acum ai un venit de 3.000 de lei, să zicem, te descurci cu 85% din acești bani să crești un copil, pentru că este destul de important. Poate ar fi mai interesant să încerci o mărire de salariu, de ce nu, știind că urmează ca în câteva luni, în 6 luni, 8 luni, habar n-am, într-un an, tu îți dorești să rămâi însărcinată. De ce? Pentru că dacă îți va crește venitul, automat îți va crește media venitului pe acei 2 ani, că așa spune legea. O să vă las eventual tot pe aici un video, un card cu clipul despre indemnizație, să înțelegeți exact despre ce e vorba. Dacă vă creșteți media venitului pe ultimii 2 ani, înseamnă că veți avea indemnizația mai mare. Ăsta este un lucru foarte important, dar să știți, la noi nu prea se practică chestia asta, deși am auzit de câteva cazuri, în afară, în general, prin Occident, de foarte multe ori se întâmplă ca bărbații să-și ia concediu de paternitate. În general, la noi femeile și au concediu de maternitate și concediu de creștere a copilului. Asta înseamnă că după ce ele ies din concediu de maternitate, optează să rămână acasă și să crească copilul și să stea 2 ani sub indemnizații de creștere a copilului. Dar să știți că dacă între voi și soțul are un salariu mai mare, e mult mai combinație dacă stă el acasă, practic. Desigur că și voi puteți, mamelor, să stați acasă sau puteți să aveți un side job sau ceva, adică puteți să găsiți o modalitate prin care să fiți împreună acasă și ca să nu zici că tu ca mamă trebuie să te duci la serviciu și practic să nu te ocupi de copil, poți în schimb tu ca mamă să stai acasă și, și tatăl la rândul lui să opteze pentru concediu de paternitate timp de 2 ani, să ia el indemnizații de creștere a copilului dacă venitul lui este mai mare decât al tău, iar tu ca mamă stai și acasă și în paralel poți să mai obții un venit suplimentar din diverse alte activități. Poate faci ceva handmade, poate știi să traduci articole din română în engleză, din engleză în franceză, habar n-am, vorba vine. Poate știi să gătești, poate te apuci de
vlogging, poate poți să dobândești, nu știu, joburi part-time, diverse colaborări în domeniul, în domeniul vostru, să țineți pagini de Facebook, să, nu știu, idei sunt foarte multe. Și așa cred că va fi o combinație mult mai șmecheră decât dacă voi ați avea o indemnizație micuță și ați sta acasă și bărbatul ar fi plecat și ar aduce un salariu întreg, s-ar putea să fie mai combinație pentru amândoi dacă optați să fiți acasă și să aveți o indemnizație mai mare și inclusiv posibilitatea asta de a pleca în vacanțe, de a vă mișca de colo-colo când vreți voi. Ăsta este un lucru pe care l-am făcut eu și Adi, numai că Adi nu și-a luat indemnizație de paternitate, ci a ales pur și simplu să-și dea demisia. A fost o decizie pe care noi doi am luat-o împreună, să-și ia demisia de la jobul lui de birou și să stea acasă cu mine, să lucreze de acasă. Bineînțeles că veniturile au scăzut în momentul în care el a optat să lucreze de acasă, pentru că era mai puțin mobil, dar faptul că era acasă cu mine tot timpul pe mine m-a ajutat foarte mult și chiar am vorbit despre asta în clipul despre cum mă întrebam dacă am luat o razna sau nu cu cei trei copii, despre rutină, curățenie și așa mai departe. Asta este un lucru la care ați putea să vă gândiți. Oh my god, really? Un alt lucru pe care mi-aș fi dorit foarte tare să-l știu înainte să fi rămas însărcinată este că puteam să-mi fac o asigurare de sănătate privată sau o asigurare de naștere și să nu fi plătit niciun leu, să fi putut să nasc la spital privat, să mă doară la banană. Iată un lucru de care eu am aflat destul de târziu, respectiv la a doua sarcină. Dacă dați un search pe Google și vă interesați de asigurări de naștere sau asigurări de sănătate private care acoperă nașterea, s-ar putea să mulțumiți foarte mult în comentarii. Pentru că pentru o sumă, nu știu, modică de câțiva lei sau câteva zeci de lei pe lună, puteți să trăiți, să nașteți ca niște prințese într-un spital privat unde să nu vă lipsească absolut nimic. Bineînțeles că puteți naște și la stat, la fel de bine, pentru că o mare parte nu am stat să studiez foarte tare toată treaba asta cu asigurările de naștere, dar din câte știu, majoritatea dintre ele, ca să nu spun toate, că nu sunt sigură, îți oferă și posibilitatea să naști la stat într-un anumit plafon. Cred că plafonul era undeva la vreo 500 de euro. Gândiți-vă că practic femeile nasc gratuit la stat, în teorie cel puțin. Că mergi la stat și în general mai bagi un 10 lei la asistentă, mai cumperi una alta, mai iei o seringă, mai știu că na, spitalele din România, din punctul meu de vedere a fost mult mai combinație să nasc la privat și să nu trebuiască să alerge nimeni să-mi ia mie vată și să-mi ia comprese și să-mi ia, nu știu, Doamne iartă-mă, o grămadă de chestii de care ai nevoie în momentul în care ești însărcinată sau în momentul în care naști și ai nevoie de diverse chestii. Aceste asigurări de sănătate privată sau asigurări de naștere acoperă integral costurile nașterii, indiferent că este la privat sau la spitalele de stat, cu condiția să fi semnat contractul cu ei cu un an înainte să rămâneți gravide. Foarte important, 10, 11 luni, un an, nu știu exact, trebuie să vă interesați. Am aflat în momentul în care îmi făceam research-ul pentru mine, pentru sarcina cu veverițele, dar am sunat prea târziu. Eu am sunat la ei să-i întreb dacă îmi fac acum o asigurare de naștere, îmi asigurați nașterea care urma în câteva luni și au zis, na, din păcate ne pare rău, dar trebuia să o fi semnat cu un an înainte și mi-a părut foarte rău pentru că, uite, dacă aș fi știut, semna noi bine o asigurare de naștere, o asigurare de sănătate privată din timp și aș fi născut fără niciun ban. Dar să zicem că sunteți deja însărcinate, poate de puțin timp și sunteți panicate că, domne, nu știu ce o să fac din punct de vedere financiar și al costurilor. Este o chestiune foarte importantă pe care din nou am aflat-o destul de târziu. În momentul ăsta, în 2019, o naștere privată, cel puțin în București, o naștere la privat, pardon, cel puțin în București, pentru că nu știu cum e la Constanța, la Timișoara, la Iași și așa mai departe, este undeva între 6.000 și 8.000 de lei o naștere naturală la privat și între 8.000-9.000 și 11.000-12.000 cezariana. Sunt foarte mulți bani despre care vorbim, cheltuielile sunt destul de mari, dar vreau să vă spun că nu intră doar nașterea în aceste prețuri. Sunt incluse de asemenea tot felul de investigații pentru nou născut, sunt tot felul de screening-uri. Mă rog, în momentul în care vă veți confrunta cu situația de a rămâne însărcinată și de a discuta un contract de naștere la un spital privat, o să aflați și toate chestiile astea. Sunt destul de multe lucruri și n-aș vrea să vă încarc cu prea multă informație, pentru că vă asigur că capacitatea voastră de absorpție nu este la fel de mare ca atunci când veți fi însărcinate. Cum să vă explic? Dacă eu merg acum să nasc la stat și nasc moca, eu în realitate nu nasc moca. Există CASE-ul, da, deci Casa de Asigurări de Sănătate, care acordă un anumit plafon financiar pentru un anumit număr de nașteri. Deci, eu mă duc și nasc moca
la spital de stat, dar de fapt statul, casa de asigurări, plătește spitalul pentru nașterea mea. Dacă am cardul de sănătate, dacă sunt înscrisă la medic de familie și așa mai departe. Trebuie să vă faceți un pic research-ul și în partea asta. Din păcate eu nu am reușit să prind CAS în momentul în care l-am născut pe fete, dar am prins CAS când l-am născut pe Matei. Deci la prima mea sarcină, eu am rămas însărcinată în noiembrie și am născut în august, dar am semnat contractul de naștere în februarie. Deci la 3 luni, nu? Noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie, hai să zicem 3-4 luni de la momentul în care am rămas însărcinată. Majoritatea spitalelor private, dacă ne gândim la asta, oferă reduceri pentru pachetele de naștere dacă semnați contractul până în săptămâna 26. Dacă mergeți la începutul sarcinii și discutați și negociați contractele, veți obține un preț mai mic. Dacă mergeți la târguri de părinți, mămici, bebeluși și așa mai departe, din nou puteți să obțineți reduceri de până la 30% din pachetul general, dar este foarte important pentru CAS, că ne întoarcem un pic la ideea de mai devreme, să semnați contractul cât mai devreme de la începutul anului, pentru că în fiecare an de an nou se resetează cumva contorul CAS. Nu știu să vă spun exact în ce lună se resetează. Cred că firesc ar fi să fie în ianuarie. S-ar putea să fie o prostie, nu știu sigur. Dar eu am semnat în februarie și am prins fonduri CAS. Asta înseamnă că din totalul preț, dacă ne gândim la situația mea din 2016 când am născut pe Matei și am beneficiat de CAS de 2800 de lei, asta înseamnă că din 60 de milioane de născut la, din cât costă pachetul la privat, jumătate ți-o asigură statul. Dar trebuie să vă interesați de chestia asta încă mai din timp și să întrebați dacă mergeți să negociați un contract de naștere cu un spital privat, nu uitați să întrebați de CAS, dacă sunt fonduri CAS, dacă urmează vreun târg din ăsta dedicat mămicilor, copilor și așa mai departe, unde să puteți vâna o reducere la stand. Deocamdată atât îmi vine în minte, trebuie să aveți grijă de sănătatea voastră și să vă verificați înainte, aveți grijă cum gestionați treaba asta cu banii și cu indemnizația, să fiți sigure la locul de muncă, să știți că de asemenea și drepturile voastre se schimbă foarte tare din momentul în care rămâneți însărcinate. Dar dacă vă doriți un astfel de video, să-mi spuneți în comentarii pentru că aș putea să fac. Voi face dacă există cerere și video despre ce trebuie să faci în momentul în care afli că ai rămas însărcinată. De exemplu, te-ai pișat pe boț, s-au ieșit două linii, oh my god, oh my god, ce fac cu viața mea. Dacă vă interesează și un astfel de video și aveți nevoie de niște guidance de la mine, lăsați-mi un comentariu de asemenea și cred că ăsta a fost clipul de astăzi. Am vorbit foarte repede pentru că m-am temut să nu cumva să rămân fără fucking baterie. Ăsta a fost clipul de astăzi, vă mulțumesc că m-ați urmărit. Vă mulțumesc pentru toate mesajele și pentru toate comentariile. Știți că vă apreciez și vă iubesc și am cea mai șmecheră comunitate. Nu uitați să-mi dați și mie un subscribe, vă rog, subscribe my life, please, please. Și dați-mi și mie un clopoțel acolo, că ăla este adevăratul buton de subscribe. De asemenea, nu uitați să-mi dați un follow și pe Instagram, unde știți foarte bine că am o sumedenie de story-uri fascinante. Și vreau să vă mai mulțumesc pentru un anumit lucru foarte important. Știți că de-a lungul timpului m-am ocupat de mai multe cazuri caritabile, umanitare, cum vreți voi să le numiți. Fapte bune în general, pentru că îmi place să fac chestia asta. Recent am acordat un interviu revistei The Calypso Journal. O să vă las un video un link în descriere. Vreau să le mulțumesc și să le pup pe fetele de la Calypso Journal și să le spun cât de mult le apreciez pentru faptul că au făcut chestia asta. O să vă las link și o să puteți să citiți mai multe despre treaba asta. De asemenea, vreau să închei acest video cu super, super multe mulțumiri pentru voi, comunitatea mea. O să vă arăt și de ce. Acolo, în spatele meu, pe canapea, este plin de cutii pline cu haine, cu lapte praf, cu scutece, cu suzete, cu jucării, cu haine pentru fete, pentru copii și așa mai departe. Foarte multe donații pe care le-am primit din partea voastră, pentru că am mai multe cazuri umanitare de care mă ocup. O să dau cadrul un pic pe patul meu, să ignorați, vă rog, de sasul din casa, am 3 copii, don't fucking judge me, și să vă spun încă o dată cât de mult vă mulțumesc și vă iubesc și să nu vă schimbați. Și acum să vă arăt.